Reprezentanții Muzeului Casa Mureșenilor din Brașov au pregătit pentru următoarea perioadă un program de excepție pentru cei mici. Evenimentele sunt organizate în perioada 7 iulie-13 august 2020. Primul program de educație muzeală este adresat copiilor cu vârsta între 4 și 8 ani. A doua grupă va fi formată din copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Copiii învață despre literele alfabetului într-un mod interactiv și prin decupaje și prin diferite jocuri, prin asemănări cu diferite alte obiecte, animale, lucruri și așa mai departe. Continuăm cu grupa a doua, sau dacă vreți, începem cu ea în data de 16, vor fi în fiecare joi ale lunii din iulie și jumătatea lui august, cu ateliere și activități diversificate. Din cauza problemelor legate de noul virus, activitățile se vor desfășura doar în spațiu deschis, cu purtarea măștii de protecție sau în mediul online. Pentru a păstra măsurile de siguranță, vara aceasta, grupa de elevi va fi formată din maxim 10 participanți. Aceste ateliere sunt gratuite, sunt contra cost? Sunt contra cost, costă 6 lei. Pe părerea mea nu este o sumă mare. Unu sau două activități sunt doar cu 10 lei. Cele mai mici prețuri, după părerea noastră, din câte știm, la activitățile de educație muzeală. Activitățile propuse se vor desfășura în funcție de informările și recomandările oferite de autoritățile locale și naționale. Înscrierile se pot face la numărul de telefon 0268 477 864.